Trei angajați ai Filarmonicii Naționale vor compărea în fața justiției pentru că ar fi încălcate regulile de protecție care ar fi dus la izbucnirea incendiului dezastruos de anul trecut. Procuratura municipiului Chișinău a finalizat urmărirea penală și a expediat în judecată dosarul de învinuire a celor trei. Este vizat inginerul șef, un tehnician și un subaltern al acestuia. Aceștia nu ar fi supravegheat lucrările cu polizorul în timpul reparațiilor care se efectuau în acel moment la Filarmonică. S-ar fi aprins materiale ușor inflamabile, iar ulterior focul s-a extins și a cuprins toată clădirea. Întreg obiectul arhitectural estimat la 5,3 milioane de lei a fost distrus după incendiu. Au fost afectate și spațiile aflate în aceeași clădire închiriate de un agent economic, fiindu-i cauzat un prejudiciu de 3,5 milioane de lei.